strada Bulgară din Chișinău, pe lângă pretura centru. În casa asta galbenă trăiește Plahotniuc și cu fiinul lui Candu. Și de când s-a aflat că ei trăiesc aici, s-au ajuns la putere, la guvernare. De atunci stă câte o mașină de poliție și veghează la colț. Chiar dacă asta e stradă necirculată, după cum vedeți, nu se poate merge cu mașina încolo. Pentru ce trebuie mașina? Poliției patrulare în zonă pietonală. Poate păzesc băltoaca. De lângă casa lui Plahotniuc. Grea misiune mai aveți. Misiune grea. Acolo un șofer smintit gonește cu viteză mare, dar poliția nicio reacție. Pentru că are altă misiune. Să păzească liniștea păpușarului. Drumul nu are cine să-l curețe de zăpadă, dar bariere și-o pus de tot felul. Sunt cam teme de popor. Tovarășu. Iese de acasă și prin curtea protejată ajunge la sediul partidului. Construit de comuniști pe locul unui teren de sport pentru copii, pentru tineret, pentru toată lumea care vrea să trăiască sănătos. Și după ce e cumpărat de Partidul Democrat. Partidul Trandașirilor Roșii. Uitați-vă și gard și-o tras Partidul Oamenilor Muncii, afiliat cu Internaționala Socialistă. Și camere de supraveghere peste tot. Și aici e intrarea din strada armenească. Și aici sunt bariere bengoase ca la Nobel Club. Când intri prin gangul de la Ministerul de Interne, dai cu capul în altă barieră de NBC, care tot e al lor. Și acolo sediul Partidului Oamenilor Muncii, cu o grămadă de mașini foarte scumpe. Cum să le piese lor de oameni simpli dacă iau alte realități, o realitate paralelă. Și aici era cândva drum public în spatele Procuraturii Generale. Acum e închis. Pentru că așa au vrut ei. Au cu ce. Mașini de politicieni onești și modești. Invidiați-i și continuați-i votați. Într-o bună zi s-ar putea să ajungeți toți ca ei. Toată nația o să o ducă așa ca Plahotniuc, ca Șor, ca socialistul Dodon, care și el are casă de milioane. Continuați să visați. Și mergeți din 4 în 4 ani la vot și votați așa cum vă spune popa. Sau cum vă spun la televiziunile lui Plahotniuc. Canalii 1, 2, 3, 4, care-i rubrica. După aceea mai sunt televiziuni de ale lor. Votați așa cum vă spune fundația lui Plahotniuc. Și simțiți-vă fericiți. Că altfel au riscat amendă sau dosar penal. Și la bulevard altă mașină păzește liniștea mafiei. De data asta ca carabinieri. Parcați pe trotuar. Oricum pe aici nu se circulă decât cine are telecomanda.
Dar îi păzesc că ăștia plătesc din banii noștri. La bulevard a băgat procuratura care cică luptă cu crima organizată și corupția. Cel mai des ei organizează corupția mare. Și acum acces pe trotuare au numai șmecherii cu telecomandă. Cei de la Procuratura Generală. Unele au fi mașini de stat, treținute din banii noștri, altele cel mai probabil mașini private, ale săracilor procurori. Tare greu o mai duc. Iată, cu seria KPG, e cel mai probabil mașină de stat. Skoda, Dacia, astea sunt de stat. Celelalte câștigate din bani tenebri. Una are pastul, altul e Procuratura Municipală, după cum ați văzut din video recent, nou, nici măcar rampă de acces la Procuratura Municipală. Și nici inscripție afară, să știi că ar fi aici structura care se ocupă de respectarea legii în capitală. Intrarea prin gang. În stradă vedem mizerie, sărăcie. Și vă lasă inima. Și fără de lege. Și evident, încă o mașină de poliție care să le păzească liniște. Partidul Democrat, ca și alte partide mafiote și totalitare, se consideră partidul stat. Trebuie să stea să-i păzească poliția patrulare. Două mașini de la patrulare și una de la carabinieri. Treținute din banii noștri. Lipsesc săraci. De câteva luni stau aici. Au misiune specială. Și între timp, la televiziunile lor ne promit drumuri ca lumea, la televiziunile lor ne mint, trăim mai bine. Acei mașini de la Canalia a doua. Și între timp, iată oamenii în ce condiții trăiesc. Oare să-i mai voteze?